Japoneză. Greva japoneză a început și la Constanța. Banderolele au fost distribuite cadrelor medicale încă de la primele ore, iar protestatarii au tras astfel un nou semnal de alarmă față de atitudinea Ministerului Sănătății. Salariile sunt mici, numărul de personalului sanitar este în scădere, având în vedere că o parte din colegii noștri emigrează spre țări unde sunt mult mai bine plătiți, noi lucrăm cu un personal foarte puțin, încercăm să asigurăm un uh, tratament uh, de calitate, dar este destul de greu, având în vedere că suntem din ce în ce mai puțini. Uh, salariile sunt foarte mici. Uh, Condițiile de muncă sunt destul de grele, având în vedere că avem un număr foarte mare de pacienți, de aceea noi ne dorim să avem alături de noi colegii care au terminat și fac practică în unitatea noastră. Greva japoneză vine în urma eșecului la negocierile cu Ministerul Sănătății. Și dacă nu vom primi un răspuns favorabil revendicărilor noastre, atunci va urma o grevă de avertisment și grevă cu întreruperea activității pe termen nelimitat. Nu cred că este interesul nimănui ca să ajungem în această situație. Greva face parte din programul de acțiuni revendicative pe care Federație Sanitați l-a convenit împreună cu Coaliția Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate. Vom purta aceste banderole timp de două săptămâni. Asta înseamnă că nu se întrerupe activitatea, nu afectează sub nicio formă asigurații, pacienții, beneficiarii. Mai mult decât atât, ne pregătim pentru meetingul din 2 noiembrie, unde vom merge în număr mare la București. Din cauza condițiilor actuale de muncă, angajații din sistemul sanitar își riscă zilnic sănătatea pentru a salva vieți. Programul de acțiuni revendicative prevede pe 2 noiembrie un meeting în capitală, iar mai apoi o grevă generală.